După ce ani de zile a fost considerat un oraș de beton, spațiile verzi putând fi numărate pe degete, Decebal Făgădău intenționează să schimbe aspectul orașului Constanța. Un suflu nou îl vor da chiar studenții de la artă și arhitectură, cărora Făgădău le-a lansat provocarea de a contribui prin proiectele lor la înfrumusețarea intersecțiilor și scoarurilor din municipiul Constanța. Îmi doresc ca voi să fiți viitorii clasici, dar astăzi nu trebuie să fiți clasici. Azi trebuie să lăsați imaginația voastră să producă ceea ce este mai bun în contextul unui oraș cum este Constanța. Același lucru mi-l doresc și de la locurile de la care de obicei ne ferim privirea. Scoaruri, zone care odinioară erau verzi. Voi le puteți face din nou atrăgătoare. Oamenii se uită la ele astăzi doar ca un posibil loc de accident. Dacă nu cumva e o groapă, dacă nu iese ceva, vreun fier, vreo ceva de acolo. Sunt convins că cu ajutorul vostru, având infrastructura colegilor mei și de asemenea câteva companii care și-au arătat disponibilitatea de a sprijini acest proiect, să construim ceva sferic. După ce tinerii vor desena proiectele, primarul le va expune pe pagina de socializare de pe Facebook. Constanțenii vor avea ultimul cuvânt, iar proiectele care vor strânge cele mai multe aprecieri vor fi concretizate. Proiecte pe care ei le desenează, le implementăm și cele care sunt cele mai atractive devin modele pentru colegii mei de la Direcția de Igienă și Spații Verzi. Dacă noi până acum am făcut într-un singur fel lucrurile, și nu ne place cum arată orașul, trebuie să găsim ceva și să schimbăm modul în care am făcut lucrurile. Ca să nu gândim în cutiuță, că dacă mă întâlnesc tot eu cu colegii mei, eu sunt economist. Constanța este un oraș gri, lipsit de viață, cel puțin așa îl văd studenții de la București. Sunt nerăbdători să schimbe fața orașului și să îi ofere un aer de prospețime. Ce ai schimbat? Pentru că am această aptitudine de a fi atât urbanist cât și peisagist și o mare parte și arhitect, a schimba toate scoarurile, spațiile amenajate și neamenajate, nu neapărat pentru că cele amenajate ar fi prost gândite în momentul de față, ci pentru că nu pun în valoare anumite lucruri care ar trebui să fie puse. Clădirile din jur, niciodată un spațiu nu se rezumă doar la acel perimetru, se rezumă la ceea ce este în jurul său și a oamenilor pe care îl frecventează. Trebuie să aibă o anumită identitate, nu trebuie să fie ceva fad. Ce vă propuneți și ce schimbări veți aduceți? Mai întâi vom vizita zonele pe care le avem propuse, le vom carta, din nou vom face un releve, un detaliu, să vedem cum sunt alei și așa mai departe și în funcție de asta ne vom alege zonele și vom lucra pe acele zone și vom lucra cu ce are primăria la dispoziție, gen planul tehnic de plantare, vegetație și așa mai departe și vom propune prin design să refacem aceste zone. Bine, în funcție de caracterul lor, zona unde stau, necesitățile pe care le au, toate va fi gândite. Exemple concrete, cum vezi tu refacerea acestor zone? Cum ar trebui să arate după? După? O imagine mult mai bună, care să nu împodobească foarte mult imaginea urbană, să fie o transparență, adică să se vadă și să poți să-l parcurgi ușor și un prilej de a traversa aceste spații verzi, de a nu le ocoli. Ce planuri aveți? Ce vreți să faceți? În primul rând, o Constanță mult mai frumoasă. Când am intrat prima dată în orașul ăsta, adică astăzi, a fost pentru mine un șoc, obișnuindu-mă cu Bucureștiul, care este foarte activ din punct de vedere social și verdele este predominant în București. Când am intrat aici, într-adevăr, am văzut spații verzi, însă puțin ruinate, uscate, cum să spun, în construcție, în permanență, așa arăta. Și mi-aș fi dorit foarte mult să văd atunci când vin în Constanța să mă bucur în primul rând de peisajul care este superb și aș vrea să fie pus în valoare prin munca noastră și să plantăm specii care să fie adaptate zonei de aici și să ai un câmp vizual extraordinar atunci când ai intrat în Constanța să vezi culoare, să vezi mare, să vezi aer și multe persoane care se bucură de spațiul ăsta. În luna mai vom avea cel puțin un proiect implementat, susține Decebal Făgădău, care așteaptă rezultate de înaltă calitate din partea studenților.